Unul dintre bodyguardii Angelinei Jolie, Cătălin Dan Gemănar, a murit într-un accident produs la Constanța. Mașina de lux pe care o conducea a fost lovită de un tren de marfă, iar el n-a avut nicio șansă. Gemănar era directorul tehnic al Ligii Profesioniste de Fotbal, iar colegii lui se pregătesc acum de înmormântare. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Accidentul s-a produs aseară, la trecerea la nivel cu calea ferată dintre localitățile constanțene Tariverde și Mihai Viteazu. Cătălin Dan Gemănar conducea mașina colegului său, Gino Iorgulescu, și era singur. Fie nu a auzit trenul marfar care venea dinspre Megidia spre Tulcea, fie a crezut că are suficient loc să treacă. Cert este că nu a oprit. Impactul a fost devastator. S-au deplasat două autospeciale din cadrul stației Midia și o autospecială de descarcerare. Ajunși la fața locului, au găsit o persoană, din păcate, decedată, un bărbat de aproximativ 48 de ani. Cătălin Dan Gemănar avea 48 de ani și a fost angajat al unei firme de securitate. În acest context a avut mai multe misiuni în străinătate. Într-una dintre ele, în decembrie 2013, i-a fost gardă de corp celebrei actrițe Angelina Jolie. Acum era directorul tehnic al Ligii Profesioniste de Fotbal, iar colegii și prietenii săi au numai cuvinte frumoase despre el. Un băiat nemaipomenit care a avut o istorie în armată, a fost și până în Afganistan. Era un om deosebit, cu un suflet foarte bun, un om hotărât, că altfel n-am fi putut să fac atâta lucruri pe care le-a făcut în viață, ținând cont că el și-a petrecut o bună parte prin Afganistan luptând, a scăpat de mii de gloanțe în Afganistan și a reușit să-și găsească sfârșitul acasă într-o mașină. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la capela cimitirului Cernica.